Să ne dea Dumnezeu pace și binecuvântare. Ne apropiem de momentele de încununare ale acestui sabat prin cuvântul lui Dumnezeu încă o dată, raportat la viața noastră și la provocările noastre. Aș dori să Deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu într-un pasaj următor după rugăciunea Tatăl nostru, după iertarea greșelilor, după ce suntem învățați cum să ne rugăm, de ce să ne rugăm. După aceea, cuvântul continuă mai departe și mă uimește Domnul Iisus Hristos cu trecerea aceasta de la un subiect la altul. Țineți cont Domnul Iisus Hristos era în aceeași predică și trece de la rugăciunea Tatăl nostru, trece la Nu vă strângeți comor pe Pământ, versetul 19. Pentru că le mănâncă Molia, rugina, aici le sapă și le fură hoții. Și strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moriile și rugina, și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. <coughs> Interesant această legătură, vă rog să rămâneți cu ea. Apoi mai târziu, la versetul 25, în același capitol 6, mi se spune, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața voastră mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. El nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le rănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să facă ceva? Adică poate adăuga măcar un cot la înălțimea lui. Și de ce vă îngrijorați dacă îmbră de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc câinii. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care azi nu este, dar mâine va fi... Astăzi este, iertați-mă. Dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Vi s-a părut lung Um, subiectul este reluat în Luca 12 și eu voi ține scriptura deschisă în Luca 12 acum, după ce am citit Matei, Matei capitolul 6. Um, aș vrea să vă gândiți la oamenii care îl urmau pe Domnul Isus Hristos. Gândiți-vă odată că... Omul cu cele mai mari resurse din toată gloata care îl urma pe Domnul Isus Hristos era un copil care avea la el cinci pâini și doi pești. Era cel mai cu resurse. Ceilalți cât aveau? Da. Gândiți-vă la un moment dat că. Domnul Iisus Hristos a venit cineva și a spus, auzi, tu nu plătești darea pentru templu. Și Mântuitorul avea de, de gând să-i spună că el este fiul templului și nu trebuie să plătească darea. Dar pentru că unul dintre ucenici a apucat să zică, sigur că dacă noi... noi respectăm toate regulile, având în vedere că ar fi vrut să explice faptul că ei sunt împlinători ai legii în toate amănuntele ei, pentru că deci unul dintre ucenici a zis treaba asta, Domnul Iisus Hristos a zis, ok, acum trebuie să o plătim. De unde luăm bani? A trebuit să-l trimită pe ucenicul acela să mai pescuiască o dată. Să arunce undița, nu năvodul de data asta, și să prindă un pește care avea în gură o monedă. Siclu templului. Era în gura peștelui. N-avea nici măcar atât la el, o monedă. Mai târziu, Petru și Ioan urcă spre templu și un cerșetor care stătea acolo la poartă, pus permanent acolo, avea slujbă full-time, îl întreabă, dar voi de săraci nu vă îngrijiți. Și voi ceva aici. Și Petru și Iacob zic, Petru și Ioan zic, aur și argint. Nu avem. Dar ce aveți voi? În sfârșit, textul continuă mai departe. Pentru săraci avem scoală-te și mergi. Nu. nu despre puterea asta extraordinară a Domnului Isus Hristos vreau să vorbesc deocamdată, ci vreau să vorbesc despre starea asta a unui om cu buzunarele goale. Stare sau situație cu care nu suntem obișnuiți, dar pe care o găsesc frecvent în vremea Domnului Isus Hristos. Și vreau să vă pun întrebarea asta. Oamenii ăștia erau îngrijorați sau nu erau îngrijorați? Aveau îngrijorări? Sau nu aveau îngrijorări? Adică, dacă n-ai nimic în buzunare, ai probleme în legătură cu ce vei mânca. Ai probleme în legătură cu ce vei îmbrăca. Să fie foarte limpede. Nu era abundența asta de îmbrăcăminte și de mâncare. Nu se arunca cu mâncare în stânga și în dreapta ca astăzi. Nu. Erau probleme atunci. Erau îngrijorați. Nu știu ce să spun, dar v-aș ruga să facem un exercițiu. Dacă ne-am muta noi pe noi în vremea aceea. Așa. Luați-vă, vă rog, obligatoriu pe sus și așezați-vă acolo, în vremea respectivă. Vreau să vă întreb, v-ați îngrijora? Că textul nu e neapărat în legătură cu ei. Textul este în legătură cu noi. Noi ne-am îngrijora? Să presupunem că nu aveți nimic în frigider. Dar nimic. Zero. În frigider. V-ați îngrijora? Gospodinele, Normal, da? Cu ce veți face mâncare? Ce veți găti? Cam obișnuim să avem un magazin și jumătate la noi în... Da? Nu în frigider, dincolo de frigider. Da? Cam, cam... noi ne obișnuim să avem. Și dacă avem, atunci știm că suntem în siguranță. Dacă nu avem... Deci, pentru cei ce n-au întotdeauna, ideea este că dacă ar avea, nu s-ar îngrijora. Acum, aș vrea să vă întreb, este cineva aici cu cămara plină? Nu ridicați mâna, că nu vreau, da? Este aici cu cămara, cineva cu cămara plină? Bun. După ce v-ați umplut cămara, vreau să vă întreb, ați încetat să vă îngrijorați? Întrebarea următoare este asta. Cine se îngrijorează mai mult? Cel ce n-are sau cel ce are? Vă mulțumesc. Aș avea curajul să spun că cel ce n-are se îngrijorează pentru că n-are și cel ce are se îngrijorează pentru că are. Îngrijorați suntem de felul nostru, din cap până în picioare. Îngrijorați. Așa, felul. Nu știu, pentru că suntem români, cineva mi-ar spune, știi, dacă ai schimba puțin cultura, în cultura cealaltă, să zicem americană aici, în cultura cealaltă oamenii nu sunt așa de îngrijorați. E adevărat? Vreau să vă întreb, e o problemă de minte sau e o problemă de. Cultură. E o problemă de a fi Și în momentul ăsta trebuie să ajung la concluzia următoare Și anume Dacă n-are grijă cineva de tine Atunci trebuie să ai grijă tu de tine însuți Și când ai grijă tu de tine însuți Din momentul acela începe capitolul îngrijorare Dacă are cineva grijă de tine ăsta putând să fie tata Mama, atunci n-ai nicio problemă. Dacă nu este tata și mama, și dacă este Dumnezeu, nu e nicio problemă. Dacă nu este nici tata, nici mama, nici Dumnezeu, atunci trebuie să începi să te îngrijorezi tu de tine însuți și îngrijorările nu se mai termină. Apropo, cu ce schimbă îngrijorarea lucrurile? Textul spune. <coughs> Dacă măcar am putea adăuga o zi la viața noastră, un cot, o zi la viața noastră, dar nu putem adăuga nimic. Deci, îngrijorarea, în esență, este degeaba. Deci, îngrijorarea nu rezolvă absolut nimic. Și atunci, care este logica îngrijorării? Care este rațiunea îngrijorării? Rațiunea îngrijorării, spune textul, pornește de la faptul că am fost învățați de mici copii să credem că marile noastre probleme sunt hrana și îmbrăcămintea. De ce vrem să avem o diplomă foarte bună? Asigură viitorul. În ce sens asigură viitorul? Diploma foarte bună îți asigură sănătatea? Îți asigură viața? Ce ți asigură? Hrana și îmbrăcămintea, corect? Deci, noi investim foarte mult la nivel de timp, la nivel de energie, pentru ceva care ne va asigura hrana și îmbrăcămintea. O viață întreagă punem în fondul de pensii. Pentru ce? Ne asigură, ne, ne asigură lungimea. Ne, ne face să trăim mai mult? Ne face să fim mai sănătoși? La ce ne va ajuta? Ne va ajuta să avem ce mânca și să avem ce îmbrăca și, eventual, să putem plăti spitalul. Da? Interesant. Dumnezeu spune: Cine v-a învățat pe voi să vă uitați la astea? La îmbrăcăminte? Și la mâncare. De ce nu vă uitați voi la altceva? La ce să ne uităm, Doamne? Ați băgat de seamă? La ce să ne uităm? Înainte de florile de pe câmp. Deci, nu la hrană și la îmbrăcăminte, dar la ce, Doamne? Înainte de păsări. Deci, tu, ca om, nu te uita la hrană și îmbrăcăminte, dar la ce? Haideți că e important, măcar acum, în ora asta, să încercăm puțin să schimbăm macazul sau direcția unde privim. Nu vă mai uitați la hrană și îmbrăcăminte. Dar la ce? Poftiți? Nu, nu să știți că nu ăsta nu este ce ne învață textul. Ne învață ceva mult mai simplu, ceva mult mai direct. Nici măcar asta. Auziți ce zice textul? Că de asta, noi de asta citim, știți? Asta mi-ar mi place să avem scriptura la noi. Nu vă bazați pe faptul că eu am Scriptură. Bazați-vă pe faptul că dumneavoastră aveți Biblia. Auziți ce zice. Viața e mai de preț decât hrana. Unde să te uiți? Nu te mai uita la hrană, Uite-te la ce? La viață. Cine îți dă viață, frate? Păi stai să vezi că mănânc într-un fel, mănânc într-alta. Fără discuție. Hrana e importantă. Dar cine îți dă viață? Doi, trupul mai de preț decât îmbrăcămintea. Iar noi ne îngrijorăm de îmbrăcăminte și ne îngrijorăm de rană. Și textul spune, dar voi nu vedeți viața și trupul? Că nu vin de la voi, nu puteți schimba nimic. Un fir de păr nu-l poți face din alb negru și dacă îl vopsești e fake. Și dacă te uiți la viață, vă aduceți aminte de cel care în ultima clipă ar mai vrea să mai trăiască două ore. Pentru ce? Pentru ca să poată măcar să-și ceară iertare, măcar să-și rezolve o problemă. Și nici măcar acolo nu poate să aibă încă două ore. De ce nu ne uităm la astea? De ce nu uităm că în fiecare zi Dumnezeu ne dă viață și îți mai dă o zi? Nu-ți dă o oră, îți dă o zi. Și dacă ne îngrijorăm în legătură cu ce mâncăm, de ce nu uităm nu privim în fiecare zi că pâinea și apa nu ne lipsește? E greu să obții pâine și apă azi? De deci ce avem impresia că rețeta lui Maria Antoaneta e rețeta de azi? Să mănânce frate cozonac. De ce vrem cozonac? Dumnezeu spune Pâinea și apa nu îți va lipsi. N-ar fi mult mai simplu dacă am crede că viața și trupul ne sunt binecuvântate de cineva care are grijă de noi în fiecare zi? N-ar fi mult mai simplu? V-ați mai îngrijora în legătură cu uh, câtă proteină trebuie să dau trupului meu astăzi pentru ca să să-l mențin, cum zice fratele. N-am mai gândit așa. Câte vitamine trebuie să iau? Ce trebuie să iau de seară ca să pot adormi? Și ce trebuie să iau ca să mă pot trezi? Că și asta e o problemă. Dimineața ce trebuie să o luați ca să vă treziți? Spuneți repede ce luați ca să vă treziți dimineața. Poftiți? Apă? Doamne, Domnul să vă ajute. De fiecare dată, de ce gândim așa? De ce nu vedem bine cuvântările care vin peste noi și să zicem, Doamne, mi-ai dat viață și azi. Doamne, și uite, trupul acesta pe care mi l-ai dat funcționează și azi. Și m-am trezit și uite că tu ești acela care mi le dai pe toate. Nu eu și nu medicii, ci tu. De la tine vin toate lucrurile. Unde, unde ne e comoara, apropo? Ce teribil dacă comoara ne e în garderobă. Unde e comoara? În garderobă. Unde e comoara? În cămară. Unde e comoara? Mai e un loc în garaj. Și mai e un loc. Unde e comoara? În bancă. În bancă. Mai de mult oamenii investeau. Deci comoara este o modalitate de investiție a plusului de astăzi pentru minusul de mâine. Asta, asta este comoara. O modalitate de investiție a ceea ce astăzi este în plus, deci ceea ce rămâne după ce am cheltuit, am mâncat, m-am îmbrăcat, mai rămân banii respectivi. Ce fac cu ei? Și investesc într-o comoară. De ce? Datorită faptului că mâine. Ce se întâmplă mâine? Mâine vine criza. Mâine nu vom mai avea. Mâine va... banii nu vor mai avea valoare. Mâine. La ce ne așteptăm? La tot felul de lucruri. Și atunci investim. Și aud și astăzi, peste tot, în stânga și în dreapta, investiți în ce? În argint în aur, investiți în... Mă rog, investiți. Comoară, căutați-vă comoara. Soluții? Sigur. În subsol cuvântul lui Dumnezeu spune, fii atent. Fii atent unde îți duci inima. Pune ți e comoara, acolo îți va fi capul. Toate ziua te vei gândi la cum merge marketul, bursa cum e în sus în jos, în cazul în care ai la bursă, în cazul în care ai în aur, te vei uita cum crește valoarea sau cum scade valoarea aurului, cum crește sau cum scade argintul, cum sunt investițiile, toate ziua vei sta acolo. M-am um, dus în zone unde oamenii erau în concediu, și vreau să vă spun că jumătate de zi stăteau la computer acolo, urmărind ce se întâmplă în timp ce erau în vacanță. În timp ce erau în concediu, ce se întâmplă cu comoara lor? M-am uitat, zic, domnule, am fost curios. Ce te uiți atâta vreme? Și când am tras cu coada ochiului, erau acolo panourile de afișaj. De ce nu te uiți la viață și la trup, care sunt darurile lui Dumnezeu, intrinsec mai valoroase decât garderoba, eu știu, camara, garajul, mulțumesc. De ce nu te uiți acolo? Acolo unde Dumnezeu investește și are grijă, de ce nu te uiți acolo? Îngrijorarea vine din lipsa de siguranță, din nesiguranța noastră ca oameni. Trăim într-o lume atât de nesigură încât noi înșine devenim nesiguri. Nu știm ce se va întâmpla mâine. În ce să investim? Ce fac? Îmi iau casă, nu-mi iau casă, probleme de felul ăsta. Voi fi dat afară de la serviciu, mă vor ține în serviciu, ce să fac pentru ca să fiu, să mi se asigure ziua de mâine. Și așa mai departe. Acum a mai apărut o altă problemă pe capul nostru. Planeta. <coughs> în ultima vreme trebuie să avem grijă și de planetă, de Pământ. Eu am crezut că scap de treaba asta, de pe, că. Am fost în comunism și în comunism noi aveam grijă de, de toate. Nu știu dacă ați băgat de seamă, dar în comunism trebuia să avem grijă de apă, prin faptul că noi irigam, trebuia să avem grijă de vânt, trebuia să avem grijă de soare, de toate lucrurile, trebuia să aibă grijă cine? Nu, vă spun eu, partidul. În toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor de la soare, știți poezia. Și omul atunci, în comunism, era, el trebuia să aibă grijă de tot. Să fie pregătit dacă plouă, să fie pregătit dacă nu plouă, să fie pregătit dacă bate vântul, să fie pregătit dacă nu bate vântul. Peste tot și toate posibilitățile și toate probabilitățile trebuia să fie luate în considerație pentru ca să rezolve. Când am plecat, când s-a prăbușit comunismul, am zis, în sfârșit, nu mai avem noi grijă de pământ. Are grijă Dumnezeu. E, încet, încet, Descoperă astăzi că lucrurile se întorc și că astăzi, din nou, trebuie să avem grijă de pământ. Trebuie să avem grijă ca pământul să fie verde, să nu-i schimbăm cumva culoarea. Trebuie să avem grijă de toate lucrurile posibile în ceea ce privește pământul ăsta. E bine sau rău? Sigur că da, este rău când omul prăpădește pământul și trebuie cumva. Și cineva face bine atunci când oprește tendința aceasta de a distruge tot în jur. Jaful care se face pe resursele pe care Dumnezeu le-a oferit în această planetă. Sigur că da. Face bine când zice stop. Când însă eu sunt responsabil în legătură cu pământul încep să nu înțeleg sau să nu mai înțeleg. În păgânism. Secetele, cu tremurile, focul, grindina, toate apăreau din cauză că cineva era supărat undeva. Undeva. Un zeu era supărat. Ceva s-a întâmplat acolo și dă cu grindină, dă cu tremur, dă cu nu știu ce. Și atunci oamenii aduceau jerfe cât puteau de multe ca să-i să schimbe dispoziția zeului respectiv, având grijă de ei și de pământ. Când a venit creștinismul, Biblia face un salt uriaș în mintea oamenilor. Știți ce zice Dumnezeu? Natura este strict dependentă de calitatea morală a omului. Eu nu știu dacă ați sesizat treaba asta. Binele naturii este legat de condiția morală a omului. Auziți dumneavoastră Deuteronom 11. Uite. Deuteronom 11. De la versetul 13. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau azi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie, ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și unde lemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Apoi, Textul merge mai departe și zice: Vedeți, să nu vi se amăgească inima, să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei, să vă închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie, ar închide cerurile, n-ar mai fi ploaie, pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri în curând din țara aceea bună pe care vi-o de Domnul. Deci, în păgânism. Dacă nu era ploaie, însemna că ploaia nu are nimic de a face cu mine, are de a face cu cine? Cu un zeu care astăzi are indigestie. Zeul are indigestie și nu se simte bine. Ca urmare, ce, ce poți să faci? Nu poți să faci nimic. Decât să te rogi înaintea lui, să mai aduci o gerfă, poate că îi schimbi și dispoziția și nu mai doare stomacul. Asta era un păgânism. În momentul când a apărut Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură educa și spune, fii atent. Iarba de pe câmp are legătură cu cine? Poftim? Dânsul zice cu ploaia. Și ploaia cu cine? Zice, dacă vei asculta, vei crea un cadru în care Dumnezeu te poate binecuvânta. Și binecuvântarea umple tot. Cine are grijă de natură? Cine are grijă de pământ? Dumnezeu. Tu creează acel cadru în care Dumnezeu să poată să aibă grijă. Pentru că dacă vei lupta împotriva lui Dumnezeu și dacă vei lupta împotriva lui în așa fel încât îl vei scoate în afară de zona ta de lucru, atunci Dumnezeu va pleca și ce se va întâmpla cu cerul? Zice că va închide cerul și vei rămâne într-o țară pustie. Cine are grijă de planetă? Așa. Observați, creștinismul a creat o relație logică între moralitatea noastră și binecuvântarea noastră între pământ și binecuvântarea pământului. Așa se întâmplă că bunicii mei, în momentul în care puneau plugul în brazdă, primul lucru care îl făceau era să se roage lui Dumnezeu pentru ogor. Și când îl terminau, să mulțumească lui Dumnezeu pentru că au lăsat în urmă semănătura. Doamne, ai Tu grijă de ea. Când noi mergem acasă, vezi Tu să încolțească, să crească, dă -i tu ploaie la vreme ca să ne întoarcem înapoi când? La seceriș. Noi doar să se cerăm. Restul, ai tu grijă. Asta era gândirea creștină. În anii aceștia am dat la o parte gândirea creștină, am făcut o pachet și am aruncat-o la gunoi. Nu ne mai trebuie gândirea creștină. Și atunci... A apărut teama. Să știți că aici am o problemă. Se spune despre creștini că creștinii sunt speriați în momentul în care citesc Apocalipsul. Știți, citesc Apocalipsul, e sfârșitul și așa mai departe și le e teamă. Și de teamă ascultă de Dumnezeu. Aceasta este critica celor din afară. În momentul în care apare teoria planetei verzi, și faptul că în curând nu vom mai avea resurse și faptul că în curând va fi prea târziu. Pe ce bază funcționează teoria respectivă? Poftiți? Pe ce bază? Zice stare. Frica. Nu, nu cuvântul lui Dumnezeu nu aplică ideea de frică asupra credinciosului. De unde știu lucrul ăsta? Din Discursul Domnului Isus Hristos pe care tocmai l-am citit. În Luca 12 se spune așa. Versetul 32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Nu teama este elementul care, cu care lucrează Dumnezeu. Aici spune clar, nu te teme. Dar teoria asta în legătură cu planeta verde, încă o dată, ce are la bază? Teama. După teamă, ce, ce urmează? Să știți, o, o mulțime care se teme este cel mai ușor de, ziceți o vorbă, manipulat. După teamă urmează manipulare. Este simplu. Și când mulțimea este manipulată, înseamnă că este condusă într-o anumită direcție. Ea nu știe care este direcția, o altă minte stabilește direcția. Mulțimea este adusă în locul în care ea nu se așteaptă să ajungă. În anii 1990, Gorbaciov spune așa, ne trebuie o criză mondială și un conducător carismatic. Ce înseamnă carismatic? Care să se poată adresa maselor largi de oameni, să entuziasmeze și să-i conducă, cu alte cuvinte, să-i manipuleze. O criză care să aducă teamă și un, și un conducător care să manipuleze. Și spunea el. Și omenirea nu va mai fi aceeași. În 2019, criza a venit, da? S-a numit? Pandemia. Ce a lipsit? Conducătorii noștri din vremea aceea, doctor Fauci și alții, n-au fost carismatici deloc. Ne-a lipsit conducătorul carismatic. Cu toate acestea, experimentul. A arătat că omenirea poate să fie condusă. Ni s-a spus, nimic nu va mai fi cum a fost. Și, într-adevăr, după aceea, nimic n-a mai fost ca înainte. Problema este că noi am acceptat schimbarea. De ce am acceptat-o? Ca să salvăm planeta, să salvăm omul, să ne salvăm pe noi. O motivație a fost. Am vrut să salvăm ceva. Și datorită acestui lucru am acceptat să fim manipulați, să fim conduși. Și am ajuns unde suntem azi. Schema n-a fost completă. În curând, alături de o criză globală, va trebui să apară și un lider carismatic. Acel om care, într-adevăr, să poată să direcționeze atenția oamenilor într-o anumită direcție, să-i manipuleze și să-i ducă într-acolo. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede că lucrul ăsta se va întâmpla. Da? Tot pământul se va mira, spune textul din Apocalips, se va mira după fiară. Adică puterea carismatică, puterea de adresabilitate a fiarei va fi așa de puternică încât va capta atenția întregii planete și toți oamenii vor privi acolo ca la un miracol. Asta este ideea de carismă. Ăsta este ideea de manipulare. Vor privi acolo ca la o mare minune și vor zice, extraordinar, ăsta este omul care ne trebuie. Ăsta este conducătorul care ne va salva. Ăsta este drumul pe care trebuie să mergem. Da? Și apoi va fi teama. Teama că cine nu va avea semnul pe frunte sau pe mână, nu va putea cumpăra sau vinde. Da. Păi nu te îngrijorezi? Adică să nu mai ai tu deloc în cămară? Să nu mai ai tu nimic în frigider? Fondurile tale din bancă să nu mai valoreze nimic? Adică să nu poți vinde, să nu mai faci nicio tranzacție? Lucrurile astea sunt destul de discutate astăzi. Ce mă interesează pe mine? Vreau să vă pun problema asta. Este înfricoșător sau nu? Vreau să vă spun un lucru. Dacă astăzi ne îngrijorăm pentru lucrurile astea, tranziția către frică e foarte ușoară. De la îngrijorare la teamă e un pas. Noi nu suntem conștienți de lucrul acesta. Și vom fi conștienți abia în momentul în care ni se vor lua. Atunci vom intra în panică. Exercițiul pe care ni-l spune Dumnezeu acum nou este ăsta. Nu vă îngrijorați, pentru că atunci să nu vă fie teamă. Știți care e soluția lui Dumnezeu la toată situația asta? Nu știu dacă v-ați uitat puțin la contextul din, din, Matei, capitolul 6. Știți că în contextul ăsta de îngrijorări, de comor și așa mai departe, mai apare un element. Postul. Auziți dumneavoastră, Matei, capitolul 6 cu 16, este aici, în context. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare, poți să și așa mai departe. Postul. Ce e postul? Și aici putem ajunge la concluzia că Dumnezeu vrea să facă cu credinciosul lui un exercițiu extraordinar. Postul ne învață că hrana și îmbrăcămintea nu-l condiționează pe cel credincios. ci îl condiționează? ce îl ce condiționează? Dacă hrana nu te condiționează, dacă îmbrăcămintea nu te condiționează, ce te condiționează? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt din gura lui Dumnezeu. Rugăciune. Postul ne învață că mai de preț decât cămara și frigiderul e rugăciune. Vreau să vă întreb, e o realitate sau e o poveste? E rugăciunea mai importantă decât frigiderul meu? Că, frații mei, e foarte ușor să zici frigiderul nu e important. E foarte ușor. Dar nu asta contează. Contează să spui rugăciunea e importantă. Când mergi la casco să faci cumpărături, când mergi la 99 cents când faci cumpărături, unde vrei. Te rog frumos de acum înainte să-ți aduci aminte. Rugăciunea mea e tot atât de importantă ca mersul la magazin? Măcar atât, măcar cu asta să o compar. Măcar cum mersul la magazin. Îi tot atât de importantă sau nu? Asta învață postul. Crezi că poți la un moment dat să dai toate lucrurile la o parte și să ajungi să poți să renunți la orice, dar numai la rugăciune să nu poți renunța? Crezi că poți să ajungi în punctul ăsta? Crezi că poți să experimentezi, că poți să renunți la îmbrăcăminte, poți să renunți la hrană, dar la un singur lucru nu pot, renunț, nu pot renunța, așa nume la hrana care vine de la Dumnezeu? La relația mea cu Isus Hristos? Putem concluziona în mod serios în felul ăsta. Asta este lecția postului de aici. Avem postul, avem îngrijorarea și avem bogățiile. Haideți să ne oprim aici, nu înainte însă de a citi același pasaj biblic din Luca. Luca 12 cu 23. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Vreau să vă întreb, putem mulțumi lui Dumnezeu pentru viață și pentru sănătate? De la El vin nu are nimic de a face cu lupta pe care o ducem noi în fiecare zi, după ce? După ce? După ălea care nu sunt așa de important. Uitați-vă cu băgare seamă la corbi, <coughs> păsări. Domnul, domnul sau Dumnezeu îi rănește. Dacă n-au dispărut specii de păsări, dacă nu s-a făcut cerul gol de vietăți. Este datorită faptului că încă binecuvântarea lui Dumnezeu creează un echilibru de ecosistem, îi zicem noi astăzi. Dumnezeu are grijă de planetă. Cu cât mai de preț sunteți voi decât ele. Și apoi, cine dintre voi, chiar dacă îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Ideea este, ne-am îngrijorat, așa este, o viață întreagă ne-am îngrijorat. Mai adăugați un cuvânt. Degeaba. Degeaba. Am alergat degeaba, ne-am îngrijorat degeaba, asta e. Puteam să muncim și fără să ne îngrijorăm? Puteam să și alergăm și să obținem rezultatele pe care le-am obținut și fără stres? Puteam? Puteam. De ce ne-am fi îngrijorat? Răi. Dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, de ce vă mai îngrijorați? Dacă chiar nu se rezolvă nimic, de ce? Crinii. Designul lor este fantastic și vorbește despre un iubitor de frumos. Textul 28 zice, Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, cu cât mai mult vă va îmbrăca el pe voi, puțin credincioșilor. O să vă întreb: Vă place să vă îmbrace Dumnezeu? Gândiți-vă bine. Vă place să vă îmbrace Dumnezeu? Să vă îmbrace cum îi place lui, nu cum ne place nouă. E o problemă de, de gusturi aici. Și Dumnezeu ne asigură, fiți atenți, că eu sunt un iubitor de frumos. Eu când vă spun să vă îmbrăcați într-un fel, vă, vă, spun să vă îmbrăcați pentru a deveni frumoși. Vreau să... e târziu, dar vreau să mai pun o întrebare. Ce e mai frumos, nudul sau omul îmbrăcat? De ce a îmbrăcat Dumnezeu pe om? Că putea să-l lase să umble pe capul lui, fără îmbrăcăminte. Fără rușine. În sălbăticie. Putea să facă lucrul ăsta. Putea să-i zică, așa trebuie. N-ai vrut să păstrezi slava mea? Umblă gol. Dumnezeu n-a făcut lucrul ăsta. Dumnezeu a avut grijă de om pentru ca să-l îmbrace cu ce scop? Doar să nu-i fie frig? Foarte interesant, textul din, din Geneza, când spune că Dumnezeu le-a făcut haine, omul și-a făcut șorți, Dumnezeu i-a făcut haine, în original apare tunică de piele tunică, haină cu croială, cu ținută. Nu, Dumnezeu nu a aruncat asupra obului trei petice de haină. Nu. Îți place o să te îmbrace Dumnezeu? Aduceți în îmbrăcăminte gustul sfânt. Gustul sfânt. Și nu uitați că ne îmbrăcăm când ne îmbrăcăm după modele cerești, nu după, nu după revistele pământești. Ha, puțin credincioși. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Să nu vă frământați mintea. Că aceste lucruri vin din partea neamurilor. Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de ele și pâinea și apa nu vă va lipsi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și ultimul verset care de asemenea răstoarnă toată prezentarea. Că ți se pare că te tem pentru că îți lipsește pâinea, că îți lipsește îmbrăcămintea, te întrebi pentru lucrurile astea. Ultimul text spune așa, nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă va da cu plăcere ce? Împărăția cerurilor. Și uite, așa, la sfârșit, textul ne spune că marea miză pentru toate emoțiile, sentimentele noastre e împărăția, nu pâinea, ci îmbrăcămintea. Vă dați seama? Vă dați seama ce diferență? Comparați, vă rog, hainele pe care le purtăm cu împărăția cerurilor. Și textul spune, oameni buni, voi vă îngrijorați mai mult de țari decât de împărăția lui Dumnezeu. Mai mult de o amărâtă de fustă decât de împărăția lui Dumnezeu. Mai mult de o amărâtă de zacuscă decât de împărăția lui Dumnezeu. Și textul spune, fiți atenți, bătălia e pentru împărăție, nu pentru lucrurile astea. Amin? Amin. Haideți, haideți să schimbăm gândirea. Haideți să facem din Împărăția Lui Dumnezeu cel din tăi și cel mai frumos dintre toate lucrurile. Păstrează-ne, Părinte, numele Domnului Isus Hristos. Ne în nădejdea și în siguranța faptului că Tu ești la cârmă și Tu ești acela care binecuvintează viața noastră. Îți mulțumim pentru că ai grijă de noi. Îți mulțumim pentru fiecare zi pe care ne-o dai. Pentru fiecare putere pe care ne ajut să o exercităm în lumea aceasta și ajută-ne să o exercităm spre slava ta. Tată Sfânt, îți mulțumim pentru sănătate. Îți mulțumim pentru că Tu vindeci în poporul Tău oameni care se roagă. Îți mulțumim pentru că Harul Tău ne oferă zile astfel încât să putem să rezolvăm viața noastră astfel încât ea să finalizeze în împărăția ta. Rămâi cu biserica ta și ajută-ne, Doamne, ca îngrijorările vieții acesteia să se țină departe de noi. Să avem o singură căutare. Căutarea mai întâi după împărăția ta. În numele Domnului Isus te-am rugat. Amin.